Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Din Evanghelia Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 4, versetul 17. Preacucernici părinți consilieri, preacucernice părinte protopop, preacucernici părinți profesori, preacuvioșii preacucernici părinți, domnilor parlamentari, doamnă ministru, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această duminică binecuvântată de după Bogoteaza, Dumnezeu ne-a gânduit bucuria de a fi împreună în această parohie frumoasă. Participăm la Sfânta Liturghie și în același timp învățăm câte ceva din Cuvântul lui Dumnezeu rostuit să se citească astăzi. Evanghelia ne spune că după ce Ioan Botezătorul a fost întemnițat, Domnul Iisus Hristos a părăsit Iudeia și s-a dus în Galilei. A trecut pe lângă cetatea sa natală, pe lângă Nazaret, și s-a stabilit în Capernaum, lângă Marea Galilei. Capernaumul era un oraș comercial cu lume foarte pestriță. Locuiau acolo și evrei, dar și păgâni. Pentru că de-a lungul veacurilor, multele încercări ce au venit peste evrei a determinat lucrul acesta. Și Mântuitorul, ajungând în Capernaum, cetate care din punct de vedere spiritual era în întuneric și în umbra morții, a început a le propovădui. Să împlinea ceea ce spusese prorocul Isaia. Poporul care stătea într-un tuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Capernaum, dacă am traduce numele în românește, înseamnă cetatea lui Nahum, mai înseamnă și cetatea mângâierii, pentru acolo a venit Domnul Iisus Hristos să binevestească mântuirea. Cu ce cuvânt și-a început Domnul Hristos predica? Cu cel pe care vi l-am pus eu, frățiilor voastre, la suflet, chiar când mi-am început cuvântul. Repet, de atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Cu acest cuvânt își începuse și Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul, predica sa. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, versetul 2. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, spunând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iar la Rusalii, când Duhul Sfânt s-a coborât peste apostolii Domnului Hristos, Petru a ținut o predică foarte lungă și lucru esențial și a învățat pe oameni este acesta. Iar Petru a zis către ei: pocăiți-vă! Acum, și noi astăzi, lucrul acesta îl învățăm și la el medităm, cum că trebuie să ne pocăim. Necazul este că, pe cât de importantă este lucrarea pocăinței,
Pe atât de greșit este înțeleasă în vremea noastră. În general, în vorbirea de zi cu zi, se supra-numesc pocăiți cultele neoprotestante care s-au despărțit de biserică. Ori să știți, iubiți frați și surori, că lucrurile nu stau așa. Și atunci încercăm noi să spunem ce e pocăința, nu cu de la noi putere, ci așa cum am învățat de la Sfinții Părinți. Întâi de toate, etimologic, cuvântul pocăință vine din slavă, de la pacaianie, și înseamnă părere de rău, profundă părere de rău pentru viața noastră păcătoasă, de până acum. Dar nu-i numai atât, pentru că nu este suficient de cuprinzător cuvântul pocăință. Grecii la pocăință îi spun altfel, metanoia. Și metanoia înseamnă nu numai părere de rău pentru băcatele, pentru ticăloșiile, pentru greșelile pe care le-am făcut, ci înseamnă schimbarea modului de a gândi, de a vorbi și de a trăi. Schimbarea omului lăuntrii. Trebuie să devenim o făptură nouă. Așa cum i-a spus Domnul Iisus Hristos lui Nicodim, într-o convorbire de seara, pentru că nu cuteza să vină noaptea la el, Nicodim îl întreabă pe Domnul Hristos, ce să fac să pot moșteni viața cea veșnică? Sunt om bătrân, mă preocup acum de eternitate, de pasul pe care îl fac dincolo. Și Domnul Hristos i-a spus lucrul acesta. Naște-te din nou, pocăiește-te, cum, Doamne? Sunt bătrân, nu pot intra din nou în pântecele Maicii mele. Și atunci Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, i-a spus cum se poate naște din nou. Oricum, această renaștere din nou lăuntrică, metanoia, schimbarea modului de a concepe lucrurile, de a gândi, de a vorbi și de a trăi, aceasta este pocăința. Absolut greșit să crezi că te-ai pocăit dacă ai părăsit Biserica Ortodoxă și ai îmbrățișat o altă confesiune. Ba mai mult, adevărat pocăit nu poate fi decât un ortodox. Subliniez lucrul acesta. De ce? Iată ce ne spune Sfântul Ioan Damaschinul, care dă, inspirat fiind de Dumnezeu, definiția pocăinței. Și zice Sfântul Ioan Damaschinul așa, pocăința este întoarcerea prin asceză și osteneală de la starea cea contra naturii la starea naturală și de la diavolul la Dumnezeu. Auziți ce e pocăința? Întoarcerea de la starea nefirească, păcătoasă, la starea firească, de om bun și de la diavolul la Dumnezeu. Și atunci, pocăința noastră, părerea noastră de rău pentru păcatele făcute, schimbarea în felului nostru de a gândi, de a vorbi și de a trăi, se finalizează întotdeauna cu o foarte bună spovedanie. Pentru că pocăința adevărată fără spovedanie nu poate fi. Așadar, iubiți frați, lucrul acesta îl găsim la Sfinții Părinți, dar mai ales în Sfânta Scriptură. Prorocul Ioil, în capitolul 2 al cărții sale, în versetele 12 și 13, zice așa, redând cuvântul lui Dumnezeu, acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns și cu tânguire, sfâșiați inimile voastre și nu hainele voastre, și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurat, încet la mânie și mult milostiv și îi pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. Un alt Sfânt Părinte, Macarie Egipteanu, referitor la pocăință, spune lucrul următor. Pocăința
este singura noastră salvare. Nici cultura, nici inteligența, nici noblețea, nici frumusețea nu-l reînnoiește pe om, ci numai pocăința adevărată. Rușinea și regretul pentru tot păcatul săvârșit în trecut și, bineînțeles, schimbarea totală a felului de viețuire și de gândire. Părăsind totul pe acest pământ, ne adunăm comori în ceruri și inima noastră va tânji după aceste comori de sus, oricât de săraci am fi aici pe pământ. Și chiar de aceea Iisus îi sfătuiește pe cei ce voiesc să ajungă desăvârșit. Vindeți tot ce aveți, împărțiți săracilor și veți dobândi comoară în ceruri. Acum, sunt exemple de pocăință cutremurătoare. Vă redau doar două din economia timpului. Sfântul Ioan Scăraru povestește cum s-a îndreptat un tâlhar notor. Făcuse multe jafuri, multe crime și până la urmă s-a săturat de viața lui păcătoasă și s-a hotărât să se călugărească la mănăstirea Sfânta Ecaterina din muntele Sinai. Acolo era stare Sfântul Ioan Scăraru. S-a dus la el și a spus: părinte, eu vreau să mă călugăresc. Toată lumea știa ce ticălos a fost. Și părintele i-a spus: sunt de acord. Sunt de acord cu lucrul acesta cu o condiție. În mod obișnuit, creștinii să spovedesc în taină. Dar tu, dacă chiar vrei să faci o schimbare totală a vieții, să te spovedești aici, în mijlocul bisericii, cu voce tare. Și atât de mult iubea să-și durea să schimbe viața, încât a acceptat. Și când se spovedea cu voce tare, un părinte duhovnicesc din biserică vedea că stătea lângă el îngerul, cu o coală mare de hârtie, pe care erau trecute toate păcatele lui. Și pe măsură ce își mărturisea câte un păcat, cu creionul îngerul radia păcatul de pe coală, până coala a rămas goală. Tâlharul s-a spovedit bine, a făcut o pocăință sinceră și a ajuns un călugăr bun. Un alt exemplu de femeie păcătoasă, care nu e un caz singular în lumea aceasta, poate în lumea noastră de astăzi sunt mai multe cazuri decât atunci, este Maria Egipteanca, din Alexandria. O femeie frumoasă, a fost o fată frumoasă, dar a trăit în detrăbălări 17 ani de zile, ducând multă lume în ispită. Ne spune istorisirea vieții sale pe care a făcut-o Sfântul Sofronie, Patriarhul Constantinopolului, că într-un an, când se sărbătorea înălțarea Sfintei Cruci la Ierusalim, o corabie mare a plecat din Alexandria spre Ierusalim, cu mulțime de credincioși, și a plecat și ea cu el. Însă nici pe cale către Ierusalim nu și-a părăsit năravul rău. Ce s-a întâmplat? Când se intre lumea în biserica Sfântului Mormânt, toți intrau cu pace. O putere nevăzută pe ea n-a lăsat-o, a țintuit-o în pragul și n-a putut intra în biserica Sfântului Mormânt. Și atunci a dat seama în ce stare se găsește și a căzut în genunchi. În pridvor era o icoană a Maicii Domnului și a zis: Maica Domnului, roagă-te pentru mine, Domnul Iisus, să-mi dea voie și mie să intru în biserică, că îți promit că de astăzi înainte mă dăruiesc total vieții duhovnicești. Și după ce a spus lucrurile acestea, a lăsat-o puterea să intre în biserică. S-a închinat Sfintei Cruci, pe care a murit Domnul Hristos pentru păcatele noastre. A ieșit din biserica Sfântului Mormânt și pe jos, repede a mers până la Iordan, într-o bisericuță de lângă Iordan, s-a împărtășit
A trecut Iordanul și a petrecut în pustie cu 3 pâini și jumătate 47 de ani. În momentul în care a găsit-o cu cuviosul Zosima, observând-o cum se roagă, vedea că atunci când făcea rugăciune se ridica un pot de la pământ. Vedeți? O ticăloasă mare, o mare desfrânată, datorită pocăinței sale sincere, a ajuns o sfântă pe care biserica o pomenește în tot anul, în postul mare, în a cincea duminică. V-am dat două exemple de lucrarea extraordinară pe care o poate face pocăința cu noi păcătoșii. Mai mult, ne încredințează pe noi că așa cum suntem răi, putem deveni sfinți, făcând o adevărată pocăință în Biserica Ortodoxă, subliniez. Pentru că, greșit și corectăm înțelesul cuvântului pe care îl dau unii oameni, a te pocăi nu înseamnă a îmbrățișa o confesiune neoprotestantă. Acum voi încheia cu cuvântul cu o frată, a unui pocăit deosebit. Este vorba de Sfântul Nicodim Aghioritul. El a experimentat ce înseamnă pocăința, a înțeles foarte bine ce înseamnă pocăința. Și el a scris o carte intitulată Carte foarte folositoare de suflet. Cartea ne învață pe noi creștinii cum trebuie să ne spovedim, că nu poate fi pocăință fără spovedanie. Și el, terminând de scris această carte, ultima frază ce a pus-o acolo este următoare. Frații mei păcătoși, pocăiți-vă, 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 că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iată, iubiți frați și surori, acesta este gândul pe care am vrut să vă pun la suflet în această duminică minunată în care Dumnezeu ne-a îngăduit ca împreună să participăm la Sfânta Liturghie, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu aici, în biserica aceasta monumentală, pe care frățiile voastre cu părinții duhovnicești ați ridicat-o. Și aveți toate șansele ca să vă sfințiți viața. Domnul Hristos ne oferă această șansă și pocăința ne stă la îndemână. La mulți buni și fericiți ani și spor în toate cele spirituale și materiale. Amin. Mulțumim. Să zicem toți din tot sufletul.